Craiova a reprezentat polul tenisului de masă românesc mai bine de două decenii, până la începutul anilor 2000. De atunci însă, prea puțin interes a fost manifestat față de această disciplină, adusă aproape de rangul de artă de regretatul profesor Virgil Bălan. Oltenii vor să iasă din anonimat și foștii elevi ai marului antrenor au reușit să formeze tineri jucători de valoare. Așa a ajuns Bănia să organizeze primul turneu puternic din 2014. Este un concurs dat municipiului Craiova tocmai pentru a revigora această ramură de sport tenis de masă, care înainte, acum vreo 15-20 de ani, era emblema tenisului de masă din România. Sunt bucuros că Federația ne-a acordat această competiție. Vreau să mulțumesc organizatorilor clubului CSS Universitatea Craiova și Primăriei Craiova, care ne-a pus la dispoziție sala sporturilor Ion Constantinescu. Concursul s-a desfășurat în condiții foarte bune și din punct de vedere al federației suntem foarte mulțumiți de nivelul ridicat al micilor noștri jucători. Competiția a fost una încinsă. Ea a adunat la start cei mai buni 12 juniori, 3 din țară, atât în proba feminină cât și în cea masculină. Cel mai bine s-au prezentat sportivii de la Bistrița. În proba masculină, Ignat Alexandru a câștigat aurul. Am venit pentru prima dată la Craiova la o competiție care am înțeles că nu s-a mai ținut de aproximativ 20 de ani. Am venit cu 4 băieți și 2 fete. Este primul concurs din anul calendaristic 2014 pe care îl organizează Federația Română de Tenis de Masă. Se acordă puncte primilor clasați care contează în clasamentul național. O să urmeze campionatul național pe echipe în luna februarie, peste 2 săptămâni la Buzău, și campionatele naționale individuale. Proba feminină a fost câștigată de sportiva Cristina Varga de la CSS Târgu Mureș. În luna februarie vor avea loc în Buzău campionatele naționale rezervate juniorilor.